Iubiți prieteni, vă spunem un bun găsit la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii În Lumina Cuvântului. În cadrul acestei emisiuni îl avem ca invitat pe domnul Dacian Paladi. Îi spun bun venit și de această dată. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să citim un cuvânt din Scriptură care va fi punctul de pornire al tematicii, al subiectului pe care îl vom discuta în cadrul acestei emisiuni și după citirea acestui pasaj să enunțăm ce ne propunem, care este targetul, ca să folosim o exprimare economică cunoscută, al emisiunii de astăzi. Cu mare drag. Ca atare vă invit să citim din Scriptură, din Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 3, de la versetul 3 până la versetul 11 inclusiv. Căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru ca, odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, să ne facem înădejde moștenitori ai vieții veșnice. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Dar de întrebările nebune, de înșirările de neamuri, de certuri și ciorovăieri privitoare la lege, ferește-te, căci sunt nefolositoare și zadarnice. După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, căci știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește, de la sine fiind osândit. Până ai Scriptura. Amin. Pasajul pe care noi l-am citit ne arată despre lucrarea pe care Dumnezeu o face în viața unui om care se întoarce la Dumnezeu și totuși lucrarea aceasta începe de la un anumit nivel. Da. Și anume? Iată de ce subiectul propus sau discutat de noi în prealabil este mintea. Cât de sistematizată ți este mintea? Cât de sistematizată ți este mintea? Chiar dacă vin abrupt și mă îndrept sau mă folosesc doar de textul biblic ca să încep discuția. La ce ne referim, atunci când vorbim despre minte? Ce definim prin aceasta? Vă dau finalul abrupt și mai apoi dezvoltarea întrepte a explicării lui. Habar n-avem. Nu știm exact ce este mintea. Încă nu știm ce este mintea. De fapt, dacă este să ne referim la minte, putem să o privim din mai multe puncte de vedere. Ar putea să fie, nu uitați, minte, facultate de a gândi, de a judeca, de a înțelege, rațiune și intelect. Și am face imediat o relație intrinsecă și profundă între minte și capacitatea de a raționa. Am putea merge în adâncime și am ajunge la logică, la o știință a demonstrației și a priceperii realității. În același timp, am putea să o privim din punct de vedere scuză-mă că mi-am făcut niște notițe aici care pot fi interesante și folositoare chiar dacă nu le găsesc, am putea să o privim din punct de vedere al științelor, a relației dintre această funcție, minte și creier. Sau am putea să o privim din punct de vedere psihologic, filozofic și teologic. Și vreau să spun că din punctul ăsta de vedere răspunsul este năucitor. Nu știm exact ce este mintea. Nu știm. Cum definește Biblia mintea? Depinde unde ne uităm și iartă-mă că răsfoiesc notițele mele, sunt rezultatul studiului pe care l-am făcut pe subiectul minții. Biblia folosește mai multe cuvinte atunci când este vorba despre minte. Depinde dacă ne uităm în Vechiul Testament și ca atare ne uităm la ebraică și aramaică sau ne uităm în Septuaginta, traducerea grecească și mai apoi ceea ce înseamnă traducerea grecească pentru Noul Testament. Și din punctul ăsta de vedere, uitați ce spune că este mintea. În Vechiul Testament, noțiunea de inteligență, de minte, este redată în general prin cuvântul inimă, din ebraicul lep.
Și avem texte cu un asemenea accent în Exod 7:22, în Iosea 14 cu 7 sau în Isaia 10 de la 7 la 12. Tot în ebraic, atunci când vorbim despre inteligență sau despre minte, se folosește și alt termen, și anume ruah, care înseamnă duh, nu, interesant, în Isaia, spre exemplu, în 40:13, sau ozen, care înseamnă urechi capabile să asculte și să înțeleagă. Deja e tulburătoare treaba, pentru că atunci când te gândești la minte, uitați, în ebraică spui inimă și tot în ebraică spui duh și tot în ebraică spui urechi capabile să asculte. Interesant, nu? După cum, dacă este să vorbești despre minte în traducerea grecească, folosită în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, ia uitați, ca să fie și mai complicat. Se folosește grecescul dianola, care înseamnă cuget sau gânduri, cu texte în Matei 22:37 sau în Marcu 12:30. Sau, iar acest cuvânt dianola poate însemna cuget, gânduri, poate însemna inimă, sau poate însemna minte, pricepere, inteligență. Nu? Acum puneți înțelesul din ebraică, puneți în înțelesul folosind grecescul dianola, dar mai există încă o variantă, grecescul nous, care înseamnă pricepere, minte, înțelepciune. Grecii au fost întotdeauna orientați către cunoaștere. Adevărat. Către arta aceasta a filozofiei, a discuțiilor, și fascinația lor a fost întotdeauna în zona aceasta a înțelepciunii. Avem Pitagora, avem Aristotel, mari gânditori, cei care s-au focalizat pe ființa umană. Dacă nu mă înșel, ei au fost primii care au încercat să creeze o relație între minte și creier ca organ. Interesant, nu? Contează foarte mult din ce punct de vedere privim. Noi în general, încercăm să localizăm mintea, da, legându-o de creier. Da, există această. Și totuși, termen. Implicația ebraică, nu? Inima. Mintea și inima. Unde-i inima? Și uite, roah, duhul. Apropo de minte, de inimă, de minte, de suflet, de duh. Niște relații extrem de sofisticate pe care trebuie să le recunoaștem chiar și cercetătorii teologici și avansați nu au reușit să le lămurească. Și avem nenumărate texte biblice care, cum să spun, ne lasă pe gânduri. Mă gândeam la cel în care Solomon spune că inima înțeleptului este la dreapta lui. Da, da. Sau la cel care spune pe o sabie cu două tăișuri că desparte sufletul de duh. Nu? Da. Sunt atâtea. Deci una peste alta, foarte brutal spus, nu știm exact ce este mintea, dar știm sigur că ea este partea creației lui Dumnezeu. Ea ne-a fost dată pentru a-i sluji și cunoaștem câteva atribuții și câteva funcții, cum să spun eu, în viața interioară și viața exterioară a individului. Cercetătorii spun că atributul cel mai spectaculos al minții, sau eu știu, ceea ce ea generează teribil de spectaculos și important, este conștiința de sine. Faptul că te poate face conștient de existența ta ca și individ, de relația ta cu exteriorul, de relația ta cu lumea interioară și în cele din urmă, dacă o să vedem și cum o să discutăm, probabil, de relația ta cu divinitatea, cu Dumnezeu. Și totuși pocăința de acolo începe, de la minte, nu? De fapt, chiar pocăința, dacă o luăm în sensul grecesc al cuvântului, metanoia, înseamnă schimbarea minții. Absolut. Și textul pe care noi l-am citit la începutul emisiunii spune că altă dată eram fără minte. Da. Nu înseamnă că eram oameni bolnavi și care am stat la spitalul 6. Nu. Atâta, doar că mintea ne era structurată, funcționa și activa în raport de un sistem de referință al lumii, după cum bine știm. Lucru care este valabil și astăzi. De aceea, subiectul sau tema generală, cât de sistematizată îți este mintea? Cât de sistematizată îți este mintea? Pentru că mințile noastre sunt organizate în raport de diverse indicatoare, de diverse principii. Și ce era valabil atunci, e valabil și acum. Și acum avem oameni care au mintea organizată sau se străduiesc să aibă mintea organizată de cuvântul lui Dumnezeu. Și oameni care sunt organizați de altceva. Ca să poți să ai mintea organizată de cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Și nu trebuie să-l cunoști doar ascultându-l la radio și așa mai departe, ci având o relație intrinsecă cu forma scrisă acestea cuvântului lui Dumnezeu, pe care trebuie să-l
pe care trebuie să-l studiez, trebuie să-l aprofundez și, și care prin intermediul Duhului Sfânt își provoacă și produce lucrarea la nivelul structurii tale interioare și a manifestării tale exterioare. Poate. În afară, asta mai există ceva. Există manieră de sistematizare a minții din punctul de vedere al lumii, cu o grămadă de variante. După cum și în creștinism sunt o grămadă de variante și de o sistematizare a minții. Numai 33 de denominațiuni numai în creștinism, de exemplu. Amețitor. Cineva poate să fie un om extrem de inteligent și să aibă o gândire extrem de rațională, să fie un om care să aibă foarte multă înțelepciune. Da. Și totuși Biblia despre un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu are niște afirmații destul de radicale, dar în același timp destul de tranșante. Poate că ar fi bine să folosim sau să exprimăm, să arătăm acele referințe biblice în care Biblia ne spune cum arată mintea omului care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Și mintea unui asemenea om poate să fie, omenește vorbind, extrem de inteligentă și să aibă bagaj de cunoștințe foarte mare. Da, dar cu toate acestea cu o importantă limită. Să realizeze că nu pricepe totul și că nu poate totul. De fapt, partea, vedeți dumneavoastră, chiar de la început, de la slăbiciunea Evei atunci când a cedat celor spuse de cel rău, de șarpe, iartă-mă că o să iau chiar scriptura, textul este foarte relevant prin sine, zice așa: femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit, citesc din capitolul 3 de la versetul 6, și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Setea de a cunoaște. Da, și în cele din urmă, credința că se poate descurca fără Dumnezeu sau se poate descurca fără Dumnezeu sau poate să-L ignore. Credința că poate controla totul, că își poate câștiga independența, că poate scăpa de condiționalitățile în care se află. Și da, putem întâlni în societatea noastră și sunt, nu puțin, oameni foarte inteligenți din punctul de vedere al sumei de cunoștințe și de informații. Inteligenți din punctul de vedere al combinării datelor și informațiilor, ceea ce intră într-un limbaj general al minții. Și cu toate astea, se întoarcă spatele constant lui Dumnezeu. Cât de greu este pentru un om atât de inteligent sau care să aibă o pregătire atât de mare, cât de greu este ca un asemenea om să se convertească, să se întoarcă la Dumnezeu. Plecând de la câteva versete pe care Apostolul Pavel le spune, de exemplu în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 26, de pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii. Deci există o anumită înțelepciune în felul lumii. Da. Și Biblia, prin Apostolul Pavel, spune că între voi sunt unii, dar nu sunt mulți. Am să-ți răspund în trepte și am să spun, deși numai Domnul știe exact conținutul răspunsului acesteia, se pare că unii nu ajung să-L întâlnească pe Dumnezeu niciodată în sensul de a-I cunoaște cuvântul, de a-L prelua și de a-și asuma ca și baza vieților. Și pot fi oameni foarte inteligenți, din lume vorbesc acum, cum spuneam, care nu reușesc să treagă pragul credinței. Acum, nu recunosc sursa. Pe de-o parte și pe de-altă parte, acum noi trebuie să spunem de data asta, explicându-ne nouă ca să-I privim pe ei. În credința noastră creștină există numerate praguri și puncte în care ai de optat simplist, crezi sau nu. Și în care pur și simplu rațiunea nu ți este suficient. Nu poți să aranjezi ordonat date și informații ca să spui cred pentru că. De aceea, la un moment dat, întrebat fiind eu, ce domnule, dar tu totuși vii din mediul afacerilor, o minte organizată, sistematizată, o minte cu o anumită disciplină, cu o anumită rigoare, cum de ajuns să crești? Și Domnul mi-a pus pe inimă să-I răspund, deși nu este din cuvântul Domnului, dar cred că nu am greșit, pentru că funcționează. Pentru că funcționează. Pentru că funcționează.
relația cu Creatorul tău, închinarea Creatorului tău, strădania de a asculta cuvântul și poruncile, aplicabilitatea lor. Și desigur, în cele din urmă, totul ponderat cu elementele esențiale ale pocăinței și ale credinței. Știi? Pentru că pocăința în cele din urmă presupune a-ți asuma păcatul și greșeala săvârșit față de cuvânt, față de lege, dar a-ți asuma și, cum să spun eu, rațiunea esențială în care tu slujești cuiva, în care tu nu ești perfect, în care tu n-ai cum să cunoști. Uitați-vă în Eclesiastul 3 cu 10 cu 11. Măcar că omul nu poate cuprinde la început până la sfârșit toată creația lui Dumnezeu. Deci, cum să zic, este... Pocăința este teribil o instituție extrem de serioasă. Extrem de serioasă. Te repoziționează ca importanță, inclusiv ca și individ, ca demers, ca și loc, ca și rațiune. Inclusiv ca și misiune ulterioară. Iar mai apoi vine credința, care în felul acesta, cum să spun, închide în cercul, dar de data asta în această formulă de ascultare. Mă uitam la anumite pasaje din Scriptură unde apare mintea sau gândirea sau inima și îmi dau seama că Dumnezeu are acces la orice compartiment din viața noastră, că este suveran și, de exemplu, un verset sau un cuvânt destul de adânc, ca așa? Să spun așa, este din Cartea de Deuteronom, capitolul 29, versetul 4, așa? Unde zice: dar Domnul nu v-a dat minte să pricepeți. Da, da. Foarte interesant. Da? Nu v-a dat minte să pricepeți, nici ochi să vedeți, nici urechi să auziți până în ziua de azi. Și îmi dau seama că oricât de mult s-ar lăuda omul cu cunoașterea lui, cu priceperea lui, omul poate să cunoască cât îi este dat. Domnul poate să deschidă mintea și poate să opacizeze mintea. Și Domnul știe vremea și timpul. Și este partea unei înalte înțelepciuni creștine, să știi unde să nu forțezi bariera. Să știi unde să vezi de treaba ta și să înțelegi că nu a venit vremea și ceasul și poate nu-i va veni. Dar acest element sau această ipostază nu trebuie să te ducă în a-ți slăbi credința, în a deveni neîncrezător. Și gândiți-vă și nu ignorați faptul că și ce rău are acces la aceste canale către noi. Și ce rău. O face iarăși, cum spun, doar în Geneza. O face jonglând, speculând, o cacealma pe care o aruncă Eve și spune: fiți fără grijă, nu o să muriți, nu vă speriați. Cât de periculoasă poate fi filozofia pentru un creștin? Atât cât ne spune Scriptura. Să nu ne răcecim, să nu... Eu vă spun că a și fost filozof. Cu modestia de rigoare, desigur. În perioada adolescenței, v-am mai spus lucrul acesta, mă pregăteam pentru facultatea de drept și fără îndoială că filozofia a determinat niște mișcări în interiorul personalității mele. Nu le mai țin minte în elementul de detaliu, dar am fost foarte pasionat de teoria cunoașterii și în felul ăsta am ajuns și Olimpiada Națională și așa mai departe. Și nu neg, și în mod sigur a avut o importanță în structurarea mea ca și individ, dar filozofia poate fi în același timp și un foarte bun spațiu al rătăcirilor. Și Scriptura ne spune în câteva pasaje, în câteva versete în care să nu ne punem întrebări și să ne folositoare și să ne ținem seama de filozofii. Ba mai mult, dacă nu mă înșel, în Noul Testament, mi se pare că în Faptele Apostolilor face vorbire chiar despre gnosticism, nu? Ca și curent ce bântuia atunci în societatea în care Pavel își realiza partea misiunii. Deci, din punctul de vedere, înainte Scriptura, iar filozofiile doar ca și tablou descriptiv al stadiilor prin care indivizii au încercat să găsească răspunsul la întrebări fundamentale. Nu le-am găsit. Dar știți foarte bine, pe de altă parte, că filozofiile au generat la rândul lor diverse școli și diverse mișcări, nu? Și diverse tendințe de a așeza accentele vis-a-vis de aceste întrebări fundamentale. În Efesenii capitolul 4, de la versetul 17, Apostolul Pavel spune ceva referitor la modul în care trăiește lumea de astăzi, dar cu siguranță lumea de atunci. Da. Și chiar dacă noi spunem că lumea aceasta în care trăim noi astăzi este atât de diferită de lumea din vremea aceea, în urmă cu 2000 de ani, probabil că geografia e puțin schimbată, dar în esență sunt cam aceleași probleme. Nimic care nu au fost. Nu sub soare. Mecanismele și provocările adesate individului și naturii umane, nimic nu e nou sub soare.
Zicea cineva că uneori tinerii mai spun păstorului, ce frate, am o ispită extra, specială. Așa. N-au avut nimeni așa ceva. Și păstorul spune, zice, nu există așa ceva. Deci ce spui tu că e nou? Nu, de fapt... A mai fost. A mai fost. A mai fost. Chiar dacă nu era internet și chiar dacă nu erau invențiile acestea la tehnologie. Tipul de agresiune informativă atât de... Însă aici spune așa, iată de ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. Deci iată, legat de tematica emisiunii, nevoia de control al gândurilor, de sistematizare. Sistematizarea gândurilor, absolut. De fapt, un efect al învățăturii creștine, al Scripturii, este că îți organizează mintea. Îți reorganizează mintea. Și acum, de bine ce ai postat de viață te prinde. Dacă ai binecuvântarea să fii într-o familie creștină, disciplinată, atentă, preocupată să transmită învățătura copiilor lor, este un proces care se așează cu voia Domnului treptat în ani. Dacă dimpotrivă vii despre lume, vin deja cu o anumită modalitate de sistematizare a mintei. Mintea deja ți este organizată într-un anumit fel. Fel pe care tu îl pui mai apoi, în paralel sau în legătură, sau la început, într-o formă extrem de amestecată, cu învățătura creștină. Acum, nu e o chestie care să face, uite așa, peste noapte, deși Domnul are această putere și de multe ori sunt procese care sunt extrem de accelerate. Dar în același timp, chiar creștini fiind, modul în care lumea propune sistematizarea minții este o manieră prin care cel rău încearcă mereu să lovească în sistematizare pe care cuvântul o realizează. Ca atare, slăbiciunea în cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu reprezintă o mare vulnerabilitate ca mintea să fie rătăcită și dusă pe alte căreri în afară de aceea de a sluji Domnului. Înseamnă că mintea omului sau mintea oricăruia dintre noi este un teren de luptă. Fără îndoială. Și este extrem de important cu cine ne aliem, ce gânduri permitem să vină, nu? Citeam din Efeseni 4, oamenii care trăiesc în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, vorbind din latură spirituală. Frate Radu, noi trebuie să legitimăm în permanență, și acum ca să avem așa o reprezentare, dacă statisticile medicale sau cercetătorul nu greșesc, avem între 12 și 16 mii de gânduri pe zi. E teribil și doar să nu merg până la nivelele astea. Întrebarea, noi trebuie să legitimăm fiecare gând în permanență. Și a spune, domnule, tot timpul. Da, domnule, tot timpul. De la ceea ce privim, la ceea ce gândim, la modul în care urmează să ne reglăm comportamentul sau intensitatea reacției sau contrareacției în situațiile de viață în care suntem. La modul în care gestionăm lumea noastră interioară, dincolo de relațiile noastre și exprimarea noastră exterioară. Și avem nevoie constantă de această legitimare a gândurilor. De unde vine acest gând? De la cel rău sau de la Domnul? Este el în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu, pe care trebuie să știi că dacă nu știi cuvântul lui Dumnezeu, nu-l poți legitima. Ești dus ușor în eroare. Sau vine din partea cerului rău, pentru că tot în Scriptură știm că cel rău, uite, are următorul instrumentar și următoarele căi de acces și avem deja situații în care știm cum el a acționat. Este foarte importantă cunoașterea cuvântului Dumnezeu, pentru că altcumva tindem să nu putem realiza atât de performant, după măsura de credință a fiecăruia și după puterea dată nouă, legitimarea gândurilor. Dacă l-am legitimat cumva greșit, rătăcirea e ca asigurată. Finalizând oarecum paragraful care l-am început să-l citesc, spune așa, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor, ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Și când citești aceste versete, parcă vezi lumea în care trăiești astăzi. Asta urma să spun și eu. Deci, dacă te uiți mass media, te uiți la orice canal TV, vezi cum parcă lumea gustă din plin tot ce înseamnă păcat fără de lege și nelegiuire. Și dacă ne uităm de unde a plecat Apostolul Pavel când a descris imaginea lumii, de la gând. Te-aș ruga să continui puțin ideea, pentru că doresc să deschid de pe blogul meu o scriere pe care am postat-o în urmă cu ceva vreme, nu foarte multă, inspirat fiind o lectură de-a mea
citisem cartea scurtă Istoria viitorului, a unui evreu, a unui francez evreu de origine, Jacques Attali, un nume recunoscut în relațiile economice internaționale. Și ce m-a inspirat a fost un pasaj din primele pagini ale cărții. Scrierea mea se numește pe blog Ghicitoare, ce uită oamenii. Iar pasajul despre care vă vorbesc, pus între ghilimele, este aparține cuvânt cu cuvânt autorului, zice așa: istoria se îndreaptă cu încăpățânare într-o anumită direcție, unică, pe care nicio schimbare bruscă, fie ea și de durată, nu a reușit până în prezent să o deturneze în mod durabil. De la un secol la altul, omenirea impune preeminența libertății individuale asupra oricărei alte valori. Ea o face prin respingerea treptată a resemnării față de orice formă de aservire, prin progrese tehnice permițând reducerea oricărui efort, prin liberalizarea moravurilor, a sistemelor politice, a artei și a ideologiilor. Astfel spus, istoria omenirii este istoria emergenței persoanei ca subiect de drept, autorizată să gândească și să-și stăpânească destinul, liberă de orice constrângere, în afara respectării dreptului celorlalți de a se bucura de aceleași libertăți. Scrierea mea se încheia, dacă acesta este conținutul Ghicitorii, întrebarea generată și formulată de mine cititorilor mei erau: ce uită oamenii? Înțelegeți că de la un secol la altul, mase mari de semeni de-ai noștri se focalizează, să gândească și să organizeze și să acționează totul în raport de propria ei persoană. Adică dacă mie îmi place... refuză orice formă de subjugare și de autoritate, care merge, uite așa, cap în cap, cu o structură de autoritate pe care Scriptura ne-o duce. Și de fapt totul pleacă de la răzvrătirea edenică împotriva lui Dumnezeu, de a nu accepta ce spune Dumnezeu. De ce să fim supuși? De ce să slujim cuiva? De ce să nu aducem noi ca tot ceea ce există împrejur să ne slujească? Și de la un secol la altul și se creează această libertate individuală și această liberalizare a moravilor și a sistemelor politice. De aici apare ideea asta toleranței generale. Dă-i voie să fie cum e el. Dar ce te baști tu? Dar lasă să fie și cum e el. Există o carte scrisă, nu știu, anul trecut sau... încerc să-mi aduc aminte exact autorul. E în limba engleză și scrie Intoleranța toleranței. Să spunem deschis. Creștinismul își are intoleranțele lui. Pentru că are anumite absoluturi. Deci, nenegociabile, da, nediscutabile, pur și simplu date și aplicabile. Și tocmai ne confruntăm cu această perioadă în care se încearcă desființarea oricărui absolut. Da. Totul este pus sub semnul întrebării, totul este relativ. Una dintre manifestările triste și refuzăm să vedem, este acestei abordări, este în educația copiilor. Această, cum să spun eu, nerecomandare a autorității. Să nu cumva să-l deranjăm, să nu cumva să știe că trebuie să asculte de într-un fel sau are voie să facă ceva sau nu are voie să facă ceva. Nu? Și să ajunge această stare de toleranță generală și vedeți ce fel de, cât de curată societate trăim sau cât de echilibrată sau cât de morală societate trăim. Era un fel de pildă așa, așa, cu o anumită morală, o discuție, nu știu dacă a existat în realitate, o discuție între un profesor ateu și un student creștin. Da. În care încerca să îi dovedească studentului că de fapt nu există niciun absolut moral, totul e relativ. Și la un moment dat îl întreabă studentul: sunteți absolut convins? Și 100% e absolut ce spun. Și a zis: domn profesor, vă contrazice singur. Nu se poate. Nu se poate. Circula pe internet că cum că asemenea discuție ar fi avut, dacă vorbim de același lucru, între Einstein și un profesor de-a lui de la catedră în vremea în care era student. Trebuie să ne asumăm limitele și neputințele și să constatăm onest că aplicarea cuvântului Dumnezeu în viața noastră ca indiviz și în viața familiilor noastre și a comunităților este de natură a ne îmbunătăți calitatea vieții. Dar această îmbunătățire a calității vieții nu într-un sens lumesc, înțeles, ci în sensul de a putea să-ți duci crucea, cum spunem noi,
de la o zi la alta și să o duci în ascultare și în supunere față de Dumnezeu. Cât de ciudată pare perspectiva Bibliei comparativ cu aceste perspective ale toleranței, nu fără limite, în care noi venim să spunem, vrem să fim robi și ostași ai tăi. Cum e să fii rob? Cum să fii tu rob, Doamne, în secolul 21, când ai atâtea posibilități, te duci aproape unde vrei, faci aproape ce vrei? Cum să fii rob? Cum să-i slujești tu cuiva? Tu ești normal. De fapt, omul nu vrea să recunoască că în orice situație, oricum este un rob. Dar nu vrea să vadă această... Nu, să încăpățânează să vadă această că față. Că de fapt când spune față, eu nu ascult de nimeni, de fapt este un sclav. E un rob. Da, da, da. Și pe de altă parte, iarăși, vedeți dumneavoastră, o mare problemă a societăților, din punctul meu de vedere, a societăților moderne, o reprezintă prezența fățărniciei. A nu avea onestitatea să diagnostichezi realitatea din prejurul tău cu o inimă curată. Nu suntem robi ai Domnului și ai Cuvântului lui Dumnezeu, așa cum ar fi, dar acceptăm să fim robi ai oamenilor. Greșesc. Sclav pe plantație, unul celular, în speranța că vom dobândi ceva mai mult sau în speranța că ni se promite ceva mai mult. Cum să spun, uite că acum mă aduc aminte de episodul acela în care, mai țineți minte, femeia neevreică îl întreabă pe Domnul Iisus dacă poate să-i facă și să o ajute și spunea, eu n-am venit să servesc neamul lor, ce-i cu tine aici? Zice, da, dar și de la masă dacă mai cade câteva firmituri. Du-te, femeie, credința ta, nu? Deci, cum să zic, contează perspectiva, dar acolo ești rob și crezi și te supui ca să-i creezi plăcere. Iarăși este vorba de acea perspectivă în care nu tu ești ținta importantă, ci este vorba de mărirea și slava lui Dumnezeu, cel căreia trebuie să-i slujim. Putem spune că cine controlează mintea, controlează viața. Și acum, există... cine controlează mintea, fratele Ado? Știm cine controlează mintea? Păi, pot să fie doar două surse, în ultimă instanță. Așa zic și eu. Oamenii încearcă să dezvolte anumite tehnologii prin care să controleze gândurile oamenilor, să-i controleze de la distanță, pentru că eu cred că au înțeles principiul acesta, că de fapt cine controlează gândirea omului, îi controlează comportamentul. Da. Lupta aceasta de a controla mintea omului este și înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, când diavolul întunecă mintea și caută să-l țină pe om în întunericul acela, dar lupta nu se termină odată cu botezul în apă. Devine mai sofisticată și mai complicată mai apoi. Citesc din 2 Corinteni 11 cu 3, dar mă tem, spune Apostolul Pavel, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Iau și din punctul de vedere al consecințelor. Știi foarte bine că Scriptura ne învață că pentru perioada respectivă prealabilă prederii vieții Domnului nu ți se ia o vină atât de mare cât ți se ia o vină mai mare după ce ai cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu și când ai rătăcit de la cale. Lupta este permanentă, probabil până în ultima, adică probabil, sigur, până în ultima clipă a vieții pe pământ și mai apoi nu intrăm într-o altă abordare teologică, probabil, eu știu, la fel de interesantă. Lupta este permanentă, spuneam de cele 12-16 mii de gânduri pe zi. Poate părea obositor sau poate părea irațional sau poate părea imposibil. Acum, cu toată strădania noastră de control, a discerne și a legitima acele gânduri, cu toate acestea noi păcătuim. Care ar fi soluția ca să avem o minte sistematizată, potrivit cu tematica emisiunii, dar în același timp să avem biruință la nivelul gândurilor? Studiu biblic, rugăciune. Nu putem singuri și nu... Scriptura ne învață și cred într-un totul chestia asta. Nu putem dobândi această stare de perfecțiune. Unul singur a fost, fără păcat și fără greșeală. Mă gândesc că... Dar avem nevoie de ajutor. Ambiția noastră și determinarea noastră în această legitimare și administrarea gândurilor nu o putem realiza singur cu capacitățile noastre.
Avem nevoie de Duhul Sfânt, avem nevoie de singurul intermediar, Domnul Iisus Hristos. Mă gândesc la faptul că generația tânără are o luptă teribilă la nivelul gândurilor. Da. Vedem de multe ori falimente și, de fapt, falimentul vizibil al unui om este doar o etapă destul de finală. Începutul a fost înainte, poate cu multă vreme. Doar se materializează ceea ce este, ceea ce nu era cunoscut de oameni, devine cunoscut, dar nu se întâmplă în momentul acela. Și totuși, revoluția aceasta tehnologică în care ai acces la mass media, pe telefon, pe ceas, probabil o să avem telefon cu ceas, internet pe ceas și cine știe unde se va opri. Probabil că se va opri odată cu venirea Domnului, dacă se va opri, pentru că omul vrea un pas mai în față. Frate Radu, întrebarea, din punctul meu de vedere, într-un asemenea moment al discuției, este: facem noi ca și creștini ceea ce trebuie? Facem noi ca și creștini ceea ce trebuie? Și observ, pe exemplu, două posibile atitudini. Unii care se poziționează în ceva de genul: Doamne, nu mai lumea cum a fost. Nu mai poți, nu mai sunt oameni cercetați de Domnul, vai șamar, vai șamar. Și adoptă o poziție enclavizată, să restrâng în cercuri sociale sau în cercuri de credință în care rezonează în poziții confortabile cu semei dai lor. E o resemnare și o justificare. Și o justificare. Dar în același timp mai fac ceva, se retrag din contactul cu lumea bolnavă. Se retrag. Dom'le, sunt nespălați, nu înțeleg, e lucrul celui rău. Și din punctul meu de vedere greșesc. Pentru că cei bolnavi au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu, asemenea persoană spune: Dom'le, eu nu mă duc la film, eu citesc Biblia. Și spun: Dom'le, e adevărat, a merge la film de astăzi este o agresiune teribilă asupra învățăturii creștine. Dar în același timp reprezintă și tehnica de sistematizare a celui rău pe care o varsă și pe care o cumpără cei bolnavi. Trebuie să ai habar de cum lucrează. Poți să faci lucrul acesta în măsura în care te ții cu dinții de credință și te rogi Domnului să te păzească de alunecare. Pentru că în cele din urmă cuvântul trebuie dus la cei mulți. Iar și mă întorc la ceea ce discutam într-o emisiune anterioară vis-a-vis de reflexul confortului în credință. Uităm că noi trebuie să ducem cuvântul până la marginile pământului. Uităm. Și preferăm să nu facem această muncă tocmai pentru a fi într-un confort social. Așa că întrebarea este: facem noi ceea ce trebuie în calitate de creștini, de oameni pasionați, de oameni practicanți ai cuvântului Dumnezeu, pentru că acest cuvânt să ajungă într-o asemenea lume, cu asemenea influență, la semenii noștri care n-au auzit sau care au întors de spatele sau care au nevoie de cuvânt? Într-o astfel de provocare transform eu discuția adusă în asemenea punct de tine, Rafael. Aș îndrepta un cuvânt și spre cei care încă poate nu s-au întors la Dumnezeu, da, și care poate trăiesc cu gândul că Dumnezeu, datoria lui este să aibă răbdare cu toți, să accepte Dumnezeu situația câtă vreme suntem în viața aceasta, că datoria lui Dumnezeu este ca să ne convingă pe noi toată viața să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu. Este un verset care ar trebui să dea de gândit la orice om care aude Evanghelia și care totuși în mod intenționat și sistematic, da, respinge cuvântul lui Dumnezeu. Din 2 Tesaloniceni, în capitolul 2, este un cuvânt referitor la vremurile sfârșitului, vremurile apocaliptice, dar principiul în sine rămâne și spune așa: căci taina fără de lege și început să lucreze, trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Și urmează versetul la care vroiam să ajung. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți.
frate Radu, noi înțelegem. Întrebarea este ce înțeleg cei care ne ascultă. Și iarăși pun accentul din punctul meu de vedere important. Dumnezeu ne-a făcut pentru a aduce mărire și slavă Lui. Are acces la tot ceea ce înseamnă structura noastră. La parte din structura noastră are acces și cel rău. Dumnezeu face lucrările după voia Lui. Multe dintre ele imposibil de a fi înțelese de noi. Imposibil de a fi înțelese de noi. Și care tare că luăm din Vechiul Testament sau că mergem spre Noul Testament. Dacă gândim cu lumea și cu mintea lumească, putem să extragem o fațetă dură, violentă a lui Dumnezeu. De sancțiune și de pedeapsă. Dură. Au omorât mii de oameni. Tineri și bătrâni. Pentru neascultare și rătăcirea lor. Și a făcut-o și gata. Și uităm să menționăm într-o asemenea perspectivă lumească sau nu numai cu tendință lumească că Dumnezeu este dragoste după cum gândim în Noul Testament. Și noi știm că este și dragoste, dar în același timp știm că este și pedeapsă și mustrare. Uite de la bunătatea lui Dumnezeu, dar și la asprimia lui Dumnezeu. Ce am meritat noi dacă Domnul ar sancționa fiecare dintre păcatele și greșelile pe care le săvârșim numai cu gândurile noastre. Ar trebui să fim spulberați, hai să spunem deschis. Citeam o vorbă da. Interesantă, spunea că dacă, de exemplu, pe fruntea noastră s-ar scrie tot ce gândim noi, da. Deci un fel de prompter, așa, toată lumea ar putea căciulă trasă pe frunte. Excelent, n-am știut-o, da, excelent. E excelent. Și știm că Dumnezeu este dragoste și știm că Dumnezeu este sancțiune. După cum nu știm întotdeauna și e firesc și nu are rost nici să mai dezvoltăm subiectul, doar să acceptăm a ne supune lucrării și voii Lui. Acum o să spui bine, dar de ce? Ce vrea Dumnezeu să urmărească sau ce parte a personalității Lui vrea Dumnezeu să urmărească prin faptul că permite celor răi să treacă pentru o asemenea etapă? Am putea spune foarte bine, dar la Iov, ce a venit așa? Că să plimba cel rău pe pământ și îl întreabă. Pot fi multe nuanțe, dar noi trebuie să păstrăm nuanța de construcție, de sănătate și de învățătură biblică. Inclusiv înțelepciunea să spunem stop. Nu pricep, îmi văd de treabă. Eu aș aminti aici, de exemplu, versetul acela din Isaia 55. Da. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Foarte bun. Foarte înseamnă bun că este o vreme în care nu mai poți găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape. Aici este subiectul răbdării lui Dumnezeu vis-a-vis de oameni. Și știm foarte bine, să știi, nimic nu e mai rău decât să-și ia Dumnezeu mâna de pe viața ta. Este cel mai rău lucru care se poate întreba. Întrebarea mea, este Dumnezeu totuși într-o asemenea situație disponibil în dragostea și bunătatea Lui? Eu înclin să spun da. Este mereu dispus să te primească și în ultimul moment. Și avem atâtea situații pe care le-am putea discuta și din punct de vedere teologic. Dar este o limită. Dar există limită. Cel rău, nu, cel care se împotrivește, zice un proverb, proverbe 29 da. Cu 1, cel care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Există ipostaze de viață în care Dumnezeu, pe rațiuni numai de El știute, spune stop, până aici. După cum în același timp un om onest acceptă, deși mulți sunt care nu acceptă, că Dumnezeu le-a vorbit de câteva ori în viață. Le-a ieșit în întâmpinare. Deci, le-a dacă... spus că e acolo, i-a semnalizat. Dar știți foarte bine, am zis, nu-i cazul, poate mi se pare, poate n-am înțeles bine. Nu-mi convine ca cineva să mă ia la rost sau să mă mustre. Și iarăși, mai bine accept modul de sistematizare a unei societăți în care individul este punctul central a ei. Suntem la finalul emisiunii da. Și gândurile nu s-au finalizat. Am atenționat că ne va fi imposibil să epuizăm un subiect chiar și atunci când încercăm să fie sistematizat. Dacă ai un ultim gând legat de sistematizarea gândurilor. Se spune că la un moment dat Voltaire, filozof și scriitor francez de secolul XVII, cunoscut pentru poziția sa contestatară vis-a-vis de credință, a fost întrebat de către unul dintre admiratorii săi, care este natura relației dumneavoastră cu Dumnezeu?
Și Voltaire se spune că ar fi dat următorul răspuns. Ne salutăm, dar nu ne vorbim. Și aș încheia și a spune, vorbiți cu Dumnezeu. Împărtășiți gândurile și problemele voastre. Cereți ajutorul, intervenția. Atât pentru a naviga în zilele câte vi-au fost date, cât și pentru a îi sluji ca tată. Domnul să-și păstreze mâna întinsă peste fiecare dintre noi cu înțelepciunea, priceperea și harul său. Amin. Vreau să-ți mulțumesc pentru prezența la emisiune și de această dată și ne despărțim de cei care ne-au urmărit și la această emisiune cu îndemnul de a avea grijă de gândurile noastre. Amin. Chiar dacă oamenii nu știu tot ce gândim, este unul care într-o zi va judeca gândurile și simțirile inimilor noastre. Până la următoarea întâlnire de săptămâna viitoare, aceea zi, aceeași oră, să căutăm să sfințim pe Hristos ca Domn în inima noastră, să avem gânduri curate și gânduri care să îl onoreze pe Dumnezeu. Amin.